Salutare, prietene ai istoriei! Ne oprim la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, cel mai important act electoral al acestui an, cel puțin. He's talking about equity, meaning at the result will be everyone ends up being equal. Equity, which is everyone should end up in the same place. Al 47-lea președinte al Statelor Unite ar putea purta pentru prima dată în istoria Confederației rochie, iar nu pantaloni. Candidata la președinție din partea democraților, Kamala Harris, care tocmai a împlinit 60 de ani în a doua jumătate a lunii octombrie, este infuzată cu suficient Black Girl Magic, care ar putea să o ajute să intre pe ușa din fața biroului Oval din postura de principal locatar al Casei Albe. Kamala Harris s-a născut la 20 octombrie 1964 în Oakland, California, iar până la 20 ianuarie 2025 va ocupa fotoliul de vicepreședinte al Statelor Unite, al 49-lea, în ordinea succesiunii acestora. Ea a fost prima femeie, prima americană de culoare și prima americană asiatică care a ocupat această înaltă funcție. Anterior a fost senator al Statelor Unite între 2017 și 2021, dar și procuror general al Californiei între 2011 și 2017. Nu a fost însă și cel mai tânăr vicepreședinte din istoria nord-americanilor, fiindcă există un John Breckinridge, care la 36 de ani ai lui, undeva la mijlocul secolului al XIX-lea, a ocupat acest post. A fost urmat de mult mai celebrul Richard Nixon, ajuntul lui Eisenhower, între 1953 și 1961 și la vârsta de 40 de ani, Nixon a reușit să facă după aceea o carieră politică fulminantă, care însă s-a sfârșit foarte prost. I'm not a crook. Crap. Viața Kamalei Harris s-a schimbat însă fundamental la începutul lunii iulie 2024, la scurt timp după contrapreformanța pe care a avut-o Joe Biden în prima și unica dezbatere televizată la nivel național între actualul președinte și principalul contracandidat, republicanul Donald Trump. Aceasta a avut loc la Atlanta, la sediul central al celor de la CNN, în seara zilei de 27 iunie. Joe Biden a trebuit să facă în scurt timp după acel moment, despre care se spune că avea să încheie cariera politică, avea să abandoneze cursa electorală. Biden a încercat să reziste tuturor criticilor aduse, în principal acelora care spuneau că un om la 81 de ani, ba chiar 82 la finele lunii noiembrie, nu mai poate face față unor provocări foarte dure pe care le aduce la pachet funcția de președinte al celui mai important stat din această lume. În clipa în care Barack Obama, fostul său șef de la Casa Albă, a decis să facă presiuni, Joe Biden a decis la rândul lui să anunțe națiunea americană că renunță la cursa prezidențială pentru, citez, binele partidului și al țării. Era duminică 21 iulie 2024 și miza democraților se muta integral pe actualul vicepreședinte Kamala Harris. La începutul lunii august 2024, situația a fost oficializată, iar Kamala Harris a devenit aproape peste noapte candidatul la președinție al Partidului Democrat în urma victoriei ei într-un vot virtual al delegaților partidului. Celor care s-au întrebat ce minuni poate face Kamala Harris în timpul scurt rămas până la alegerile din 5 noiembrie, adică nici 3 luni, cu atât mai mult cu cât nu ieșise cu nimic în evidență pe toată durata mandatului ei de vicepreședinte, ei bine, tuturor acestora li s-au opus cei care au scormonit trecutul acestei femei. În capul locului s-a spus că culoarea pielii e deja un mare avantaj. În primul rând, femeile de culoare prețuiesc educația. Iar Harris e genul de om care prețuiește educația, fiind absolvent al Universității Howard și al Colegiului de Drept Hastings al Universității din California. Ea a contribuit la creșterea ratei de înscriere la facultatea femeilor de culoare, o rată care a ajuns la 39% în prezent și care a depășit de mult rata bărbaților, fie că vorbim despre cei albi, 36%, de culoare, 32%, sau hispanici, 27%. Femeile de culoare au dorința de a excela la locul de muncă, fiind mai mereu de încredere și făcându-și treaba ca la carte, atât împinse de o dorință puternică de a contribui și de a reuși pentru a le demonstra celorlalți că pot face aceleași lucruri,
dar și fiindcă au avut mai mereu o etică puternică a muncii imprimată în propriul ADN. Pe de altă parte, femeile de culoare se gândesc și la semenii lor, poate mai mult decât o fac ceilalți sau celelalte. Nu doar la propria soartă, așa cum o facem cei mai mulți dintre noi, ci la toți ceilalți. Citez, nu e totul despre noi. Avem 50% mai multe șanse decât bărbații să fim motivate de dorința de a fi modele de urmat. Am încheiat citatul, se arată într-un raport de specialitate care a avut un mare impact peste ocean și care se intitulează Femeile la locul de muncă. Același raport subliniază și impactul femeilor de culoare asupra mediului de afaceri, sublinind că rata de ținere unei afaceri pentru femeile de culoare a crescut foarte mult între 2017 și 2020, adică în ultimul deceniu. Majoritatea americanilor știe astăzi că vicepreședintele ales, Kamala Harris, a crescut în apropiere de Oakland, dar prin contrast, puțin au aflat că aceasta a făcut liceul în Canada. Drumul Kamala Harris către posibila etapă finală a victoriei prezidențiale a inclus cândva o oprire semnificativă la Montreal. Cu ani în urmă, mama Kamala Harris s-a mutat împreună cu cele două fiice ale sale în Canada, după ce a fost nevoită să accepte un loc de muncă, unul de cercetare, în țara vecină. Acolo, la Montreal, familia formată din cele trei femei a trăit 5 ani. Și pentru o scurtă perioadă, în 2024, la finele lunii august, ca să precizăm foarte clar când s-a consumat această perioadă, în Statele Unite s-a născut, dar a murit foarte repede, o nouă teorie a conspirației, de genul celei din 2008, în jurul primului președinte afro-american, e vorba despre Barack Obama, despre care, bineînțeles, știți lucrul ăsta, îl reamintesc doar, despre care s-a spus că nu s-a fi născut în Statele Unite. Trecutul semi-secret în forma celor 5 ani petrecuți la Montreal de către Kamala Harris, pe vremea când era adolescentă, n-a fost însă exploatat de către Kirk Cotaș, cel mai probabil vinovatul principal fiind chiar timpul foarte scurt rămas până la scrutinul atât de important din 5 noiembrie. Dar nici Kamala Harris în sine nu prea discută foarte mult despre această parte a vieții ei și a dovedit-o și în cartea de memorii din 2019, O aventură americană, dedicând puțin mai mult de o pagină timpului pe care ea l-a petrecut în Canada. Unele rapoarte recente din SUA sugerează că acei ani de adolescență au fost, în fapt, în mare parte foarte importanți în formarea viitorului procuror și politician de astăzi, care este Kamala Harris. Liceul Westmount, unde s-a înscris adolescenta Kamala Harris, se confrunta cu ani în urmă, cu aproape 5 decenii mai exact, cu un aflux de elevi de culoare, cu venituri mai mici decât media, ale căror școli în limba engleză urmau să se închidă. Fiind vorba despre cineva de culoare, ba chiar cu origine asiatică, Harris a fost cu siguranță o țintă a abuzurilor rasiale. Ea nu s-a plâns însă niciodată, dar colegii de clasă și-au amintit peste ani, mai ales atunci când le-a bătut presa americană sau canadiană la ușă și mediatizarea fostei lor colegi a devenit din ce în ce mai consistentă. Ei bine, ei au declarat, citez, că fosta lor colegă a fost hărțuită într-o anumită măsură. Cândva un fost coleg de clasă de la Westmount, Jamie Ward, a confirmat presei situația critică din epocă, ziarul refuzând însă să intre în mai multe detalii. Citez, nu aș repeta niciodată asta, eu însumi fiind birasial, ar fi dăunător și regretabil dacă aș face-o. Am încheiat citatul. Asta i-a determinat pe jurnaliștii canadieni cu doar 4 ani în urmă să scrie că, citez, Kamala Harris și-a perfecționat instinctele politice timpurii, în timp ce, foarte probabil, îi înfrunta pe bătăușii din liceu, într-o atmosferă generală, politică și socială agitată, apărându-se și apărându-și deopotrivă colegii de clasă cu încrederea specială pe care ți-o dă adolescența și, în fond, viața de fiecare zi. De data asta însă, Kamala Harris va avea un adversar puțin diferit. Cum să scăpăm de jigodii astea? Zici și tu. Un bărbat alb, cunoscut om de afaceri și de televiziune cândva, intrat deja pe lista foștilor președinți americani la poziția 45,
cu exact 7 ani în urmă. În 2016, Donald Trump a trebuit să treacă în competiția electorală supremă tot de o femeie, e vorba despre Hillary Clinton, poate mult mai cunoscută decât Kamala Harris la acel moment, fiindcă fusese secretar de stat pe vremea lui Barack Obama. Trump a câștigat atunci voturile a 306 electori, comparativ cu cei 232 ai contracandidatei. Reamintim că președintele american are nevoie de 270 de asemenea elector pentru a fi intronizat la Casa Albă. La număr efectiv de voturi, istoria va fi consemnat victoria democratei Hillary Clinton, cea care a strâns peste 65 de milioane de voturi, în timp ce pentru Trump vor fi votat atunci aproape 63 de milioane de voturi. Pe scurt, Trump are șanse reale de a fi învins pe hârtie la calcul matematic și de a doua femeie oponent, dar are șanse reale și de a câștiga. Ceea ce va conta va fi câștigarea statelor care oferă cei mai valoroși electori, potrivit regulilor democrației originale nord-americane. E vorba despre 7 state, Arizona, Carolina de Nord, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania și Wisconsin. Cei care cunosc societatea americană în prezent susțin că nici Kamala Harris și nici Donald Trump, ajuns între timp la 78 de ani, nu pot fi siguri de victorie până în ultima clipă. Nici sondajele de opinie și nici casele de pariuri nu oferă vreo anumită cheie a interpretării situației, dar ceea ce e cert e un singur lucru, că fiecare vot va conta pe 5 noiembrie și că foarte probabil cifra de 155 de milioane de votanți prezenți la urne în 2020 va fi depășită. Nu uitați nici de canalul nostru de YouTube, Istoria 33, fiindcă nu veți regăta nici măcar o singură secundă. Toate cele bune!